Pentru îmbunătățirea accesului populației la apă și el la Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale au fost semnate două acorduri care vor contribui la îndeplinirea acestui deziderat. Astfel, în scopul realizării proiectului Securitatea aprovizionării cu apă și sanitație Moldova, a fost semnat acordul de suport pentru implementarea subproiectelor investiționale. Al doilea document semnat la 22 martie este acordul de cooperare ce a fost semnat între Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală, Agenția de Dezvoltare Regională Nord și Primăria Municipiului Soroca, pentru implementarea proiectului Construirea stației de epurare și a infrastructurii de canalizare în municipiul Soroca. Costurile totale estimate pentru proiect sunt de circa 9,9 milioane de euro, bani oferiți de Banca Mondială. Menționăm că unitatea de implementare a proiectului creată în cadrul Oficiului Național de Dezvoltare Regională și Locală deja lucrează asupra dezvoltării specificațiilor tehnice ale proiectului.